emisiune susținută de Miele. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină! Este emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi ca la carte invitații la masă și pentru a le oferi o porție mare de întrebări cu gust. Invitata noastră din această seară este o campioană. Este vorba despre cea mai bună gimnastă a momentului în România, care, în ciuda problemelor de sănătate, multe în ultima perioadă, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sportul de performanță, este cea mai medaliată gimnastă a țării. Larisa Iordache ne este oaspete la Cină în această seară. Adi, bun găsit, îți place gimnastica? E prima întrebare. Auzi, când eram mic, mă uitam la gimnastică, dar e adevărat că nu prea se dădea altceva la televizor. Te uitai la gimnastică, la tenis și la fotbal. Vreau să-ți spun un secret. Să știi că astăzi, 19 iunie, este ziua ei de naștere. Îi spunem la mulți ani. Ce îi pregătești de mâncare? Mâncare de campionat. Vă dau să mâncați în seara asta la cină. Am un piept de pui foarte bun. Pui hrănit așa, omenește, și cu furaje, cu grăunțe, cu acolo în libertate, să mai prindă o râmă, o gâză. E carnea foarte fragedă, are o culoare senzațională și un gust foarte plăcut. Și o să-l fac cu smântână și cu niște buruieni pe lângă, legume și edamame, știi? Soia verde, boabe verzi de soia. Păi le povestești tu frumos telespectatorilor. Deci, fără deci. Care-i treaba cu puiul ăsta? Știți cum e la noi în Ardeal, cea mai bună pasăre e porcul. În concluzie, am adus această bucată de slană de porc iberic. E practic o burtă de porc iberic. Din ăsta crescut cu ghindă, are, odată care o grăsime cu un parfum particular, are și un pic de cărniță și are toate calitățile de care avem noi nevoie să scoatem din puiul ăsta ceva cu adevărat senzațional și nu doar din pui, ci și din legume. Dar, apropo de legume, garnitura pentru acest piept de pui o să fie niște pătrunjel din ăsta tânăr, l-am luat din obor de dimineață. E foarte fain, foarte aromat. Rădăcină de pătrunjel pe care o pun la fiert în apă cu un pic de sare și după ce fierbe o mai arunc într-o tigaie cu un pic de untură de la porcul ăsta și cu niște ceapă mărunțită. După aia, păstăile astea de soia le arunc în apă fierbinte, le scot de acolo, dau afară boabele și din nou puțin la tigaie cu un pic de ceapă și cu niște smântână, smântână în care o să intre și puiul. O să pun puiul la fript, dar nu-l pun la fript așa ca pe orice pui amărât, fără niciun pic de grăsime. Mai întâi tai niște felii foarte subțiri din burta asta de porc iberic, le pun în tigaie. Sunetul ăsta e sunetul meu preferat din bucătărie. Le las să sfârie, să obțin niște jumăruțe, dar pe lângă jumăruțe obțin și untura în care o să frig, practic, pieptul de pui. Ăsta e pieptul de pui, uitați-vă la el. Uite cât poate să fie de frumos. Și are un miros super plăcut. Îi dau mai întâi niște ulei de măsline pe o parte și pe partea cealaltă. N-am nevoie neapărat să fie uns, dar am nevoie să am un strat aderent la suprafața lui, pentru că urmează să-i pun sare și piperul și vreau să rămână acolo cât de cât. Ok, și acum pe partea asta. Înainte să pun puiul la fript, o să scot jumările astea și nu vreau să se gătească prea mult, în sensul că nu vreau să se ardă, pentru că puiul are nevoie de un sfert de oră să se gătească și asta ar putea să fie prea mult pentru jumările mele. Astea se întorc în sos împreună cu puiul. Puiul rumenit foarte fain, grăsimea din tigaie bolborosește așa încet, semn că temperatura nu este foarte mare și recomandarea mea este să nici nu-l gătiți la temperatură foarte mare. 15-16 minute îi sunt suficiente, pentru că dacă îl lași foarte mult, pieptul de pui se usucă, știi, și parcă nu e chiar mare șmecherie să-l mănânci ațos. V-am promis că se întoarce cărnița asta pe lângă, mă rog, jumările. Niște ceapă roșie și un pic de usturoi verde și le las și pe astea să se mai gătească puțin, pe aici pe lângă pui, în grăsimea asta. La urmă le dau la o parte și adaug smântâna. în timp ce temperatura din tigaie scade. Adică nu fac operațiunea asta pe foc, pentru că nu vreau să fac brânză din smântâna asta, ci să fac un sos. Puiul gătit, legumele sunt gătite, iau niște sos de aici din tigaie și l-amestec cu smântâna să o temperez un pic. Ai ultimii 2 mm de aromă în mâncarea asta, vin de la niște frunze de pătrunjel pe care le toc și le pun în sosul de smântână. Și după aia pun smântână aici și mai las pe foc să bolborosească mic de tot 2-3 minute și aia e tot. Gata. Știi, am zis mai devreme că ultimii 2 mm de aromă în mâncarea asta vin de la niște pătrunjel, după care mi-am adus aminte cât de bine dansează împreună cozile de ceapă verde cu smântâna încălzită. E ceva divin. Ca idee, atât s-a putut. Larisa Iordache este cu noi la cină. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ești cu noi în această seară. Vă mulțumesc pentru invitație. Tu ai voie să mănânci așa târziu? Da, am voie. Am trecut de etapa aceea în care aveam mai multe restricții. Pentru că acum am grijă mai mult de mine și sunt conștientă de ceea ce trebuie să mănânc. Mă duc să pregătesc ceva de mâncare, scuze-mă. Te așteptăm la interes. Dacă tot e voie. Dar ai fost la antrenament astăzi, ai apucat să mănânci? Da, am fost la antrenament, am apucat să mănânc doar de prânz, dar sunt pregătită să gust din bunătățile pe care o să le avem în seara asta. O să avem, da, cu siguranță. Larisa, de ce ți se spune Pikachu? În 2012 am avut un costum de concurs în care era exact ca și personajul din desene Pikachu, în sensul că era galben, cu striații negre și eram mică, foarte agilă, agitată, nu putea să mă țină nimeni în loc și probabil din cauza, datorită energiei pe care o aveam atunci, mi s-a spus Pikachu. Dar acum am trecut la un alt nivel, nu mai mi se spune Pikachu. Dar cum? Mi se spune Larisa, pur și simplu. Mie tot timpul mi-a plăcut să fiu eu însumi și cred că e cel mai special lucru la o persoană, să fii tu însuți și să fii exact așa cum vrei tu să fii. Este o întrebare foarte simplă, dar în cazul tău cred că răspunsul este complicat. Cum a fost copilăria ta? Mie mi-a plăcut copilăria mea, chiar dacă sună, nu știu, poate că mulți ar spune că ascund foarte multe chestii în spatele acestui lucru, dar mie mi-a plăcut să fac gimnastică din totdeauna. M-am simțit ca și acasă, mai ales când am plecat la lot, prima lună cred că mi-a fost greu, a fost dorul de părinți, dar apoi m-am obișnuit și a fost ca și cum eram acolo, făceam parte din locul ăla. Care erau jucăriile tale preferate în copilărie, dacă mai aveai timp și de jocuri în afara sălii de gimnastică? Sinceră să fiu, cred că înainte să plec la lot, îmi plăcea foarte tare să joc tenis afară. Ieșeam cu verișoara mea mai mereu și când aveam timp. De masă, de câmp? De câmp, pur și simplu ne jucam. Fiind copii, nu prea știam noi să ne jucăm exact cum se joacă, dar măcar făceam sport și în afara sălii de antrenament, dar cu toate astea ne distram și era lucru pe care eu îl numeam joacă. Și mă distram, chiar mă distram. Te băteai cu fratele tău? Uite, eu am un frate mai mare cu care m-am bătut toată copilăria. Acum suntem foarte buni prieteni și îl iubesc foarte tare. E și situația ta? Da, așa este și în situația noastră. Și am un frate mai mare cu 5 ani decât mine. Când eram mai micuți, într-adevăr, ne cam băteam acolo. Într-adevăr, mama tot timpul îmi lua mie apărarea, pentru că eram cea mică, logic. Și fetiță și cea mică. Da, dar tot timpul când se ducea la magazin și rămânea rest, țin minte că a venit acasă cu o bucată de gumă pe timpul ăla cum se cumpăra și se dădea la rest și nu am mâncat-o până acasă ca să o împărțim. Deci pe mine chestiile astea, chiar dacă noi ne ciundăneam, dragostea aia de frați chiar exista, indiferent că eram mici și acum chiar ne respectăm și ne ajutăm unul pe celălalt. Eu te urmăresc pe Instagram, acolo unde ai foarte mulți fani și am văzut că ești topită după nepoțelul tău. Da. Îți dorești copii sau e prea devreme să pun întrebarea asta? Îmi doresc copii foarte tare. Într-adevăr, sunt topită după nepoțelul meu pentru că este un copil foarte inteligent. În general, copiii din ziua de astăzi sunt inteligenți și foarte descurcărezi din câte am văzut. Îmi petrec timp foarte mult cu el, mai ales majoritatea timpului meu liber mi-l petrec cu el, dar, într-adevăr, O să vină și pasul acela la mine, însă momentan îmi doresc să îmi termin cariera exact cum vreau eu. Am încercat să fac lucrurile exact ca la carte, pentru a nu-mi reproșa mie nimic în ziua în care eu voi renunța la sport. Ce înseamnă să-mi termin cariera așa cum vreau eu? Adică unde vezi finalul? Nu mi-am pus un target. Am zis că atâta timp cât sănătatea mă ajută, o să fac exact cât simt eu nevoia. Dar cred că anul acesta mi-a dat foarte multe motive în care să îmi spună că ar fi ultimul an pentru mine. Dar nu poți să știi niciodată. Tocmai de-aia nu mi-am pus un target. Sper din suflet să fiu sănătoasă și cu siguranță îmi doresc să fiu fericită, atâta tot. Din punct de vedere al carierei, chiar îmi doresc să fiu cu zâmbetul pe buze, chiar dacă poate nu am o medalie palpabilă, dar am o medalie aici în suflet și cred că asta contează cel mai tare. Spui să fiu fericită în carieră și atât? Nu, nu, clar. Cred că orice om de pe lumea asta își dorește totul, cu toate că nu putem să le avem deodată, dar îmi doresc să fiu fericită și împlinită, în general. Îmi doresc să fiu eu un om coloană vertebrală, foarte corect și să fiu exact așa cum văd eu, în viziunea mea, un om perfect. Ai citit cumva cartea Nadia și securitatea? Nu, din păcate n-am citit-o încă. Îți-o recomand, eu o citesc chiar în această perioadă. Sunt descrise acolo, în cartea lui Stejărel Olaru, mulțumesc, condițiile dure care duceau la performanță în vremea în care Nadia Comăneci făcea acest sport la Onești. Astăzi se mai face astfel gimnastica cu palma, cu bățul, cu înfometarea? Nu, nu se mai... face în ziua de astăzi astfel gimnastică sau sport de performanță în general, deoarece copiii trebuie să realizeze, chiar dacă sunt micuți, trebuie să realizeze că pot face ceva sau pot deveni cineva prin a face sport, prin a face ceva inovativ. Eu n-am întâlnit să fiu bătută sau categoric strictețea care există în mâncare va exista mereu, pentru că noi, fetele, trecem prin dezvoltare, prin anumite lucruri care li se întâmplă tuturor femeilor din ziua de astăzi și este foarte greu, pentru că un kilogram în plus contează foarte mult și afectează foarte mult articulațiile. Apar dureri, apar accidentări foarte grave și tocmai de aia există strictețea pe care o avem în timpul carierei noastre. Câte kilograme ai acum? 46. Cât ai avut cel mai mult? 52. Și ce ai făcut? Te-ai infometat? Wow! Eram pur și simplu rotundă, când zâmbeam mi se închideau ochii și nu am ocolit oglinda o perioadă de vreme pentru că îmi era foarte... Intram în depresie, cred că, dacă mă uitam foarte mult în oglindă la mine și nu mai aveam încredere în mine. Am urmat o dietă prin care nu m-am înfometat absolut deloc, doar că... Zi-mi și mie. Am avut... Bine, făcând și două antrenamente pe zi, m-au ajutat foarte tare și am avut o dietă foarte bine stabilită pe corpul meu și pe ceea ce îmi plăcea mie să mănânc. Dar, fiind gimnastă, nu am eu mofturi la mâncare, adică sub nicio formă, dar puteam să mă răsfăț și am avut grijă eu la mine. Bine, hai să mâncăm. Dacă tot vorbim despre mâncare, știu că vii de la antrenament, ți-e foame. Asta este un piept de pui cu smântână, cu niște legume de primăvară, ceapă verde, usturoi verde și un fir de pătrunjel scos din pământ, spălat bine și apoi gătit încet, fără mare grabă, și niște boabe de soia, știi? Le zice damame, așa le găsiți la prăvălie. Foarte bun. Foarte bun, Adi, mai continuăm dialogul, mai mâncăm, mai lasă-ne un pic. Da? Nu vorbesc nici. Mă ziceam să nu ne iei farfurile, că ne place ce mâncăm. Nu ceva. Mă bag eu între o femeie și hrana ei. Între două femei și hrana lor. Între două femei și hrana lor. Să fim serioși. Practic fix așa stai, nu știu dacă îți dai seama. Nu mă degeaba. Larisa, ne întoarcem la sala de gimnastică. Vorbeam înainte să ne apucăm să mâncăm despre condițiile dure care erau pe vremuri în acest sport. Nu mai sunt astăzi, da? Nu, nu mai sunt din punct de vedere al bătăilor și al mâncării stricte, pentru că trebuie să realizăm că așa se face performanța. Ai început la 5 ani și la 8 ani aveai deja prima ta medalie. Când am început să iau notițe, am încercat să-ți număr medaliile. Și am numărat, erau așa de multe, încât la un moment dat le-am pierdut șirul și am zis, lasă, nu mai bine întreb eu direct la sursă, așa că te întreb pe tine câte medalii ai. Nu știu. Informații... A, nici tu nu știi. Nu știu. Nu știu, chiar nu știu și medalile importante, cu adevărat, bine, erau importante la vremea aceea și cele de la campionatul școlar, național și așa mai departe, doar că cele foarte importante sunt trecute pe Wikipedia și mă mai uit acolo și eu când sunt întrebate, dar chiar nu știu, nu e vorba de aroganță aici, doar că în general trebuie să-mi ocup mintea cu altceva, nu cu... Medalile le știu că sunt puse acolo, trebuie să mai adunăm. Unde acolo? Sunt puse pe perete, am un loc al lor unde le țin și... La tine acasă? Da, 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 la mine acasă. Sunt toate acolo puse pe perete, cu toate că eu n-am fost de acord să fac asta, dar tatăl meu și fratele meu au insistat. Fă asta pentru că o să-ți placă. Ok, haide. Și-ți place? Da, e acceptabil. Acum am înfrumusețat locul. Am primit un tablou de la antrenorii mei, soții moldovan, pe care l-am pus acolo în mijloc și este genial. Acum arată foarte, foarte drăguț. E fain. Colțul tău de glorie. Da, da, chiar e colțul meu de glorie. Ce medalie îți lipsește? Aur la Jocurile Olimpice? Da, și aur la Campionatul Mondial. Felicitări pentru calificare. Luna viitoare mergi la Tokyo. Te antrenezi asidu în perioada asta, nu? Da, categoric. Dacă am obținut locul dorit, pentru care m-am reapucat de gimnastică, cred că trebuie să mă prezint așa cum vreau eu acolo. Să fac o prezență foarte frumoasă. Câte ore pe zi te antrenezi? În total 7 ore. Plus minus. Depinde de perioadă, depinde de acumulare, depinde de cum mă simt și eu, pentru că deja sunt la vârsta în care, cu toate că sună foarte ciudat, la vârsta la care am ajuns, dar în sport se simt. 20 de ani se simt anii foarte, foarte, foarte bine. Foarte grei. Sunt foarte grei. Ce te aștepți să se întâmple la Tokyo? Sigur că îți dorești să fii acolo sus pe cea mai înaltă treaptă, nu? Da, categoric. Dacă nu-mi doream asta, nu mai intram în sală. Eu sunt ori tot, ori nimic, dar îmi doresc să fiu sănătoasă, să nu mai concurez în situații cu dificultăți. Cum a fost ultima dată. Da, și bineînțeles să îmi fac integrările exact cum știu eu, pentru că dacă asta se va întâmpla, cu siguranță va veni și ceva strălucitor. Doamne ajută să te întorci acasă victorioasă și noi să te aplaudăm la aeroport, cum am făcut-o de atâtea ori. Va fi cu public? Sau fără? Nu știu sigur. Ultima discuție pe care eu am auzit-o era că ar da voie la 30% din locurile care sunt în sala de competiție, dar nu se știe sigur acum pentru că sunt foarte stricți. Pe voi, sportivii, vă ajută prezența publicului? Pe mine, da, foarte mult, pentru că primesc o energie foarte pozitivă. Știu că toți oamenii care sunt în sală au venit să mă vadă pe mine, să vadă ceea ce eu muncesc zi de zi și mi se pare genial. Eu fac în spirit de glumă și spun că suntem ca la zoo, că oamenii vin, cum vin să vadă leu, așa vin ei acolo să ne vadă pe noi. Pentru că leu este foarte frumos, atunci trebuie și noi să fim la fel de frumoase și să strălucim cu ceea ce facem. Care-i sentimentul pe care îl trăiești atunci când ești pe podium și se cântă pentru tine imnul României? Sentimentul este unul de împlinire, de... Te gândești doar că ai reușit și în momentul ăla chiar ești fericit și mulțumit de tine, categoric. Doar că ceea ce simți tu, cu adevărat, este că ești obosit și că vrei să mergi în cameră să te odihnești. Cel puțin mie asta mi se întâmplă. Și îți dai seama abia a doua zi ce mare ispravă ai făcut. Da, da. Cel puțin eu, după ce m-am calificat la jocuri, la Jocurile Olimpice, în prima fază n-am realizat, toată lumea mă felicita, antrenorii erau în lacrimi și eu eram ceva de genul, ok, haideți la spital să mergem. Am plecat la spital și după aia când am văzut toată lumea că mi-a trimis mesaj, am fost ceva de genul, mă, chiar am făcut un lucru mare pentru mine și m-am bucurat, chiar dacă eram în spital, dar m-am bucurat. Tu ai superstiții înainte de un concurs? E ceva ce faci în mod special înainte să intri în sala de concurs? Nu mai am superstiții chiar atât de multe. Când eram mai micuță chiar aveam superstiții foarte multe. Am încercat să scap de lucrurile alea pentru că nu mă ajutau chiar așa de mult, dar singura, nu știu dacă pot numi o superstiție, e un ritual, practic. Vorbesc cu cei de acasă, vorbesc cu părinții mei, cu fratele meu, cu cel mic acum, cu cumnata mea care este trup și suflet lângă mine și chiar m-a ajutat foarte mult în perioada de când m-am reapucat, deoarece am trecut prin foarte multe chestii ciudate și dubioase care s-au întâmplat în capul meu și, bineînțeles, adică? Am trecut prin foarte multe greutăți psihic. Sunt două bariere în sportul de performanță. Una când corpul spune nu mai pot și mintea spune dă-i bătaie, iar cealaltă barieră când mintea nu funcționează absolut deloc și nu face contact deloc cu corpul și corpul poate să facă, doar că nu te lasă capul. Eu am trecut prin ambele în perioada asta și... Dar ce duce la acest blocaj? Depinde. Greutățile pe mine m-au afectat foarte mult multe chestii din afara sportului, în sensul că... Viața personală? Da, viața personală. Nu ce ține de mine, ci diverse probleme. Nu sunt pregătită încă să vorbesc despre aceste lucruri pentru că sunt foarte sensibile pentru mine. Dar am încercat să accept unele lucruri care se întâmplă în viața fiecărui om. Și dacă accepti, treci peste. Doar nu spune că ai așa o mare dezamăgire în dragoste. Nu, absolut deloc. Chiar sunt foarte fericită pe partea asta. Am un om lângă mine care mă susține, mă ajută și e tot timpul acolo lângă mine și chiar mă bucur că în sfârșit am găsit și eu un om așa cum îmi doream eu, doar că sunt și alte probleme pe care oamenii în general le au în familie. Dar sper din tot sufletul să fim toți pozitivi și să fim unul lângă ceilalți, pentru că asta e cel mai important. Iubitul tău vine cu tine la Tokyo? I-ar fi plăcut, chiar i-ar fi plăcut foarte tare, doar că dacă nu se știe încă dacă au voie spectatori, nu este cazul, nu are de ce să facă atâta drum pentru ce, că oricum nu ne putem întâlni. Eu stând în sat olimpic, restricțiile sunt foarte, foarte dure. Din câte am înțeles, primele 3 zile nici n-ai voie să ieși din cameră, doar te duci la sală, te antrenezi și după aia stai tot în cameră. Adică nu ai voie pur și simplu. Dar a zis când se dă drumul să se poată să vină în sală, este primul acolo. Chiar în Europa a zis vin peste tot, nu contează. Noi ne gândim că sportivii călătoresc în lumea asta mare. Voi apucați să vedeți vreodată ceva din orașele alea în care mergeți? Nu chiar, pentru că dacă ai 3 zile de competiție și tu țintești la toate finale, exact cum eu mă duc la fiecare competiție, eu sper ca toate zilele de concurs să fiu prezentă, să fiu acolo, să nu scape nimeni de mine. Nu prea apuci, doar că dacă ți se întâmplă să faci doar ziua de calificări și să nu ți iasă una prea bună, sincer să fiu, decât să mă duc în tribună să mă uit la competiție, să știu că aș fi putut să fiu acolo și cu toate astea eu am greșit și nu sunt, prefer să ies, să mă deconectez și atunci când ajung acasă să o iau de la capăt și să fiu cu forțe noi. Dar prin câte țări am călătorit nu am apucat să văd, cred că nici 5% din tot ce se putea vedea. În copilărie, când ai luat prima căzătură zdravănă, asta nu te-a descurajat? Nu, absolut deloc. Și acum, chiar dacă eu cad, mă urc pe aparat și sunt mult mai curajoasă. Adică, nu știu cum sunt eu, sunt foarte ciudată din punctul ăsta de vedere, cred, și foarte multe persoane îmi spun că oarecum duc totul la extrem. Dacă mi se întâmplă ceva, eu vreau să-mi arăt mie că pot încă o dată să fac acel lucru și cred că m-a ajutat asta tot timpul. Iar în copilărie, când eram micuță, mi se spunea că orice om greșește, așa că trebuie să reluăm și să trecem peste acel hop pentru a fi curajoși. Ești o dovadă clară că problemele de sănătate nu descurajează sportivii, pentru că ai avut ceva probleme și ai stat departe chiar niște ani din cauza stării de sănătate. Ba, chiar ai lucrat la contabilitate la Dinamo. Cum a fost să te duci la program? Te duceai de la 8 la 16, nu? Da. Cum a fost? Destul de ciudat pentru mine. Tocmai de aia m-am și reapucat, cred eu, de gimnastică, pentru că nu mă regăseam. Era tare greu de la sala de gimnastică la munca de birou. Da, cu toate că stăteam toată ziua și făceam niște acte, nu eram mare chestie, pentru că am învățat lucruri. Am trecut prin foarte multe perioade bune sau mai puțin bune din care am învățat, dar cu toate astea nu găseam emoția pe care eu o aveam în timpul competiției, în timpul antrenamentului și era destul de ciudat. Mă duceam la fitness apoi, pentru că mergeam să mă mișc, să mă mențin și mă simțeam super bine. Când mergeam la muncă, propriu zis, eram foarte tristă, așa, nu eram eu. Așa că... Deci nu-i pentru tine munca de birou? Nu, atunci n-a fost. Nu știu ce voi hotărî mai departe, doar că cred că nu o să dispar din fenomen, absolut deloc. Ești, așa cum chiar tu te-ai declarat la un moment dat, specialistă în spitale din cauza acestor grave probleme de sănătate pe care le-ai avut. Cum a fost experiența cu spitalele din România? Am avut experiențe mai puțin bune, dar și unele bune. Cu toate că probabil o să zic ceva ce ar deranja multă lume, doar că aici în România, dacă nu ai pile, nu prea ești băgat în seamă. Eu am avut norocul să intervine cineva pentru mine și chiar să fiu cunoscută datorită numelui și să fiu băgată în față. Cu toate că nu este corect, dar s-a întâmplat. Însă nu este la fel cum este afară. Absolut deloc. Ce diferă? Oamenii sunt foarte atenți cu tine. Te referi la medici și la personalul medical în general? Da, am întâlnit și medici care să fie foarte atenți cu mine aici în România, doar că sistemul medical, cât ține vorba de asistenți, nu prea e chiar exact cum și-ar dori un om să fie tratat. Există în sportul pe care tu îl practici, în gimnastică, o vârstă la care trebuie să te retragi? Adică până la ce vârstă poți fi perfectă pe bârnă? Cred că poți fi perfectă atâta timp cât muncești și ai talent, nu știu, până la 50 de ani, habar n-am, nu știu, cred eu. Doar că vârsta își pune cuvântul. Dispar anumite lucruri. Nu mai ai atât de mult entuziasm. Antrenamentele care trebuie să fie exact la fel cum erau la 16 ani nu mai sunt la fel. Nu mai poți să duci atât de mult. Repetările, cu toate că tu ai mii de repetări în spate, trebuie să faci în continuare aceleași repetări, aceleași elemente de mii de ori, cu toate că poate n-ai chef într-o zi sau într-o zi te doare degetul sau nu știu ce. Tu trebuie să le faci. Și cel puțin la mine, eu ce am întâlnit în ultima perioadă, nu mai am aceea suportabilitate a durerii în timpul antrenamentelor. Nu mai pot să mai suport atât de mult durerea. Cu toate că atunci când eram mică, nici nu mă interesa dacă mă doare sau pot să merg, eu tot făceam. Acum sunt un pic mai protectoare cu mine. În 2014, și mi-am notat aici, ai obținut titlul de Miss al campionatelor europene din acel an. Te simți frumoasă? Da, cred că orice femeie ar trebui să se simtă frumoasă, indiferent dacă îi spune cineva sau nu. Trebuie să găsească calitățile în ea și să le expună, pentru că, până la urma urmelor, fiecare are ceva special în el. Și de asemenea mi-am notat aici că nu ai participat la Jocurile Europene din 2015 pentru a susține examenul de bacalaureat. În sportul de performanță mai e vreme pentru școală? Dacă vrei și îți dorești, da, există vreme și pentru școală. Cu toate că e epuizant și m-am simțit foarte eliberată când am terminat și masterul. Am fost super relaxată, din punctul ăsta de vedere nu mi-am mai făcut niciun fel de grijă, dar este destul de dificil pentru că cu 2 antrenamente pe zi este foarte greu să vii seara în cameră și să te apuci să înveți. Eu adormeam, țin minte, în timpul bacalaureatului, adormeam pe caiete și pe cărți. Ziceam, mă pun 5 minute să dorm și după aia mă trezesc să învăț și nu aveam pur și simplu oarecum nici tragerea aceea nu aveam ca un copil normal care învață zi de zi, pentru că și aici îți trebuie antrenament. În tot ceea ce faci îți trebuie antrenament. Deci ai timp de școală, ai timp de antrenamente, ai timp de dragoste. Am aflat că stai foarte bine cu dragostea. De câte ori ai fost cerută în căsătorie? Niciodată. Real, niciodată. Fanii nu ți-au trimis astfel de mesaje? Nu, am zis că am real, da, niciodată. Dar pe mass media se pot trimite orice fel de mesaje. Am primit cereri, dar dacă nu cunoști omul, nici n-ai cum să spui ceva. Cât de tare te afectează mesajele care vin în online? Și sunt și critici. Recent am văzut o dispută între tine și cei care te urmăresc pe internet legată de mărirea buzelor, de exemplu. Și am văzut că le-ai răspuns tăios că este corpul tău și faci ce vrei. Păi așa este. Cred că fiecare are dreptul să facă ce dorește corpului. M-a afectat la început foarte tare. Eram foarte tristă din cauza mesajelor, din cauza comentariilor în general și mă focusam practic pe asta și în loc să fiu atentă la ceea ce trebuia eu să fac, eram pe internet și citeam mesajele urcioase, cu toate că probabil erau cele urcioase 30% și restul bune, doar că omul pleacă urechea la ceea ce e rău, din păcate. Și mă afectau foarte, foarte tare. Și am început în ultima perioadă să gândesc diferit, pentru că o minte sănătoasă e mult mai bună decât să te critici pe tine. Și m-am gândit ceea ce ar trebui să îmi spun eu mie, pentru că acum, având și aparatul dentar, mi este foarte greu să și vorbesc. E în regulă, te înțelegem foarte bine. Dar și asta mi accentuează puțin. Însă pe mine nu mă deranjează. Când mi-am făcut prima dată intervenția, mi-am pus puțin acid hialuronic în buze. Am fost foarte afectată și am vrut chiar să-l scot. Însă oamenii dragi mie mi-au spus că dacă mie îmi place, este ok. Adică ei n-aveau nicio problemă și pe mine asta m-a ajutat foarte tare. Și am trecut peste. Așa că am ajuns la concluzia că fiecare face ceea ce dorește corpul lui. Numărul de like-uri te validează în zona asta online? Adică este important? Îți crește cota? Îți dă un statut? Nu neapărat. Dacă vrei să fii real, nu te ajută absolut deloc. Doar dacă poate câștigi ceva din asta. Cel puțin, dacă ai încredere de sine, cred eu, te expui. Am mai avut o discuție în mediul online și pe acest punct de vedere, că orice poză este asumată. Clar, nu? Dacă o pui și ți-o postezi acolo pe profilul tău, tu ești asumat. Iar eu n-am nicio problemă cu asta, cu toate că probabil unii spun că ce poză îndrăzneață sau nu este ok că ai postat asta. Dacă eu am postat și am considerat că este bine să o postez, am făcut pasul ăsta. Și nimic mai mult. Dar, în realitate, nu te ajută absolut deloc. Pentru că oamenii te cunosc și din online, oamenii am văzut că spun că eu sunt foarte figurantă, cam nasul pe sus, cu toate că am primit reacții foarte pozitive din punctul ăsta de vedere în viața de zi cu zi și spunând că, băi, eu credeam că tu ești foarte figurantă și aveai super multe aere că ești cine ești, dar tu într-adevăr chiar ești ok. Și mă ajută foarte tare lucrul ăsta, pentru că cunosc oameni. Cu toate că nu-mi place să judec la început, dar oarecum își dau peste vorbele lor și este ok. Am văzut tot pe internet că dacă ai acel cont și e foarte activ, de ce nu? Eu te urmăresc, îți dau like-uri. Eu am spus în debutul acestei emisiuni că ești gimnasta mea preferată din toate timpurile. Da, vrei să mă emoționez și eu și să-ți spun că am plâns atunci când ai avut probleme de sănătate. Știu că ai o mașină puternică. Cât de puternică e și de câte ori ai luat amendă? Wow! Am luat amendă, nu pot să mă plâng. În ultima perioadă chiar n-am mai fost oprită de poliție. Primele 3 luni sau 4, cred, am fost oprită, cred că în fiecare săptămână. Nu pentru că făceam ceva ilegal, că mergeam tare sau treceam pe roșu sau nu știu ce, doar pur și simplu. să vadă probabil cine conduce mașina respectivă. E foarte puternică? Câți cai ai sub capotă? 375, dar nu... Dar sunt mici. Sunt mici, da, exact. Bine, la ce viteză are ea la sol, probabil. Mi-e place foarte tare că este agilă. Cu toate că știu riscul pe care îl ai atunci când te urci la volan și l-am văzut, pentru că de 3 ani încoace conduc mașina respectivă și știu ce se poate întâmpla. Și nu este chiar atât de sigură pe cât aș vrea să pară. Dar am luat amendă, s-a întâmplat și ceva mai mult, am făcut și accident cu ea, doar că sunt bine, n-am pățit nimic. Cum a fost experiența de agent de poliție? A fost o experiență nouă, cu care nu m-am mai întâlnit clar. A fost greu pentru mine pentru că trebuia să stau 8 ore în picioare, doar în picioare, cu toate că poate sună ciudat, dar eu timp de 6-7 ore la sală, chiar dacă stau în picioare și mă dau peste cap, fac exerciții de stretching, mai stau și jos, mă mai și odihnesc și așa mai departe, acolo chiar trebuia să stau în picioare. Și tendonul la un moment dat mi se umflase, nu mai puteam să mai merg și a trebuit să iau 2 săptămâni de pauză pentru că medicul mi-a recomandat asta. Dar apoi m-am reîntors și am avut noroc că am întâlnit oameni foarte buni acolo, oameni care au avut grijă de mine și chiar și în intervenții în care mi-era foarte frică, pentru că am avut și cazuri, dar am avut băieți care chiar au avut foarte mare grijă de mine. Vreau să ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Continuăm dialogul nostru în câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Miele, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Miele. Suntem la cină. Invitata noastră din această seară este gimnasta Larisa Iordache. Larisa, mai avem pe final de emisiune 10 întrebări. Sunt relativ aceleași, le adresăm tuturor celor care vin aici la noi la cină. Dar pentru că este ziua ta de naștere... Pentru că este ziua ta, uite, ai primit un tort de la prietenii noștri de la Maramura. Au făcut tortul ăsta pentru tine și pentru ca noi să putem să-ți urăm la mulți ani. Practic să fim primii care îți spun asta. Mulțumesc! Să fii sănătoasă și norocoasă și să te întorci. Cum? Mulțumesc, totul pentru mine. Totul pentru tine? Da, am decis să-l iei cu tine acasă, nu-l mâncăm aici la cină, îl împarți tu cu prietenul tău, cu familia, cu cine vrei. Îi duci și nepoțelului un pic. Eu după dulce oricum sunt terminată, deci nu există... Da, mănânci dulciuri? Foarte multe. Păi e voie și începem, știi, terminăm cum am început. E voie să mănânci dulciuri? Păi tăiem partea asta de emisiune, o să spui ce vrei. Nu prea este atât de multă voie, dar... Scopul scuză mijloacele, așa că... Domnilor antrenori, e vina noastră. Noi i-am oferit un tort pentru că este ziua ta. Puneți o dorință. E una pe care ne-o poți spune și nouă? Da, că îmi doresc să fiu fericită. Atâta. E simplu, s-a rezolvat. Yay! Da, într-adevăr, eu zic că dulcele se duce la suflet și ți dă bunăstare, deci nu se pune niciunde, doar acolo la sufletel. E perfect. Bun, ne întoarcem la cele 10 întrebări după acest moment dulce din emisiunea noastră. Când ai plâns ultima dată? Cred că la europenele de la Basel, chiar înainte de competiție, pentru că aveam foarte mari dureri. Deci ai plâns de durere? Da, am plâns pentru că nu știam ce se petrece cu mine și nu știam ce să fac. Eram într-o confuzie continuă, pentru că nu știa nimeni ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Nu știam dacă concurez, dacă pot să fac ceva. Cu toate astea că am ajuns în la sala de competiție, m-am dus la cabinet, am stat acolo o oră, trebuia să mă încălzesc în timpul ăsta, să fac turul pe aparate, în sala de încălzire. N-am apucat să-l fac, mi-a dat niște calmante acolo, m-am dus în sala de competiție să mă uit, să stau practic jos, pentru că nu puteam să mă ridic de durere. Și la un moment dat am văzut cum domnul Cristi tot vorbește în stânga și în dreapta să spună ceea ce se întâmplă într-adevăr și că nu știe sigur dacă eu pot concura. Atunci antrenoarea federală a spus, ok, trebuie să anunțăm, pentru că dacă nu concurează trebuie să anunțăm. Și în momentul ăla am stat așa, m-am uitat, zic, este păcat să nu concurez. Ok, ne ridicăm și mergem să mă încălzesc. E sigură? Da, sunt foarte sigură. Ok. Toată încălzirea, nu știa nimeni ce se întâmplă cu mine, nu știa lumea sportivele și antrenorii ceilalți din celelalte țări nu știau de ce nu sunt la încălzire și de ce nu mă încălzesc. Eu am intrat în sala de antrenament, m-am dus la baie, m-am schimbat în costum, mi-am pus plasturi și așa mai departe ce aveam eu de pus, m-am apucat de încălzire și am zis trebuie să mă obișnuiesc cu durerea, n-am nimic altceva de făcut. Și am zis ok. M-am încălzit, m-am bandajat și așa mai departe, m-am urcat un pic pe bârnă pentru că era prima aparat la care concuram, m-am dat jos de pe bârnă pentru că nu puteam să fac nimic. Antrenorii vedeam cum... Ești sigură că poți să faci? Da, pot să fac. Ok, dacă se întâmplă ceva, te oprești în momentul ăla și te dai jos de pe aparat, nu este niciun fel de problemă, noi suntem împreună cu toți, am intrat împreună în asta, ieșim împreună la fel de uniți, nu este niciun fel de problemă. Ok, bine, bine, bine. Nu prea băgam atât de mult lucrurile astea în seamă pentru că eram focus pe ceea ce aveam eu de făcut și aveam eu în cap. Am intrat în sala de competiție, domnul Cristi mi-a zis, doar tu contezi în momentul ăsta, nimeni altcineva, nu contează nimeni ce ar spune nici măcar o secundă, pentru că sănătatea ta este foarte importantă. Și am zis, ok, am intrat în competiție, eram doar cu doamna Lulu la bârnă, pentru că ai voie doar cu un singur antrenor. Eram legată foarte strâns, mi-am dat jos bandajul respectiv pentru că mă simțeam ca într-un corset și foarte, foarte comprimată și m-am simțit eliberată după ce am dat acel corset și înainte să urc pe bârnă, doamna lui mi-a zis la fiecare element, dacă simți ceva, te dai jos de pe bârnă, ești cu fruntea sus, nu se întâmplă nimic, am plecat din sală, am mers la spital și s-a rezolvat totul, sperăm să fie bine. Da, ok. În momentul ăla am zis ce îmi rămâne de făcut? Deci să fac câte un element din fiecare, am făcut mii de repetări, practic eu intram pe NV în competiție și am zis, am un integral de făcut, 1 minut jumate, în care trebuie să suport durerea, n-am altceva de făcut. Și am făcut asta. Și am zis, ok, dacă am făcut o bârnă, nu mai pot și un sol, o săritură și un paralel, practic 3 minute, era floare la ureche. Și am zis, ok, fac și asta. Și am continuat. Antrenorii după competiție mi-au spus că se aștepta să renunț în fiecare moment. Pentru că eu am avut o ratare la bârnă. Eu, practic, după ce ratez, sunt foarte dezamăgită de mine. Nu mai intră nimeni în grații, nu mai știe nimeni ce să-mi zică, doar eu mă pot... Dar te ambiționează sau te destabilizează? Mă destabilizează puțin. Dar în momentul ăla, absolut deloc nu m-a destabilizat. Am fost... Eu vreau să duc concursul până la capăt. Atât tot am avut în cap și... mi-a reușit, am fost happy după. Și știm cu toții finalul. Bine că astăzi ești bine și că te îndrepți către Tokyo, dar în afara unor astfel de situații nu plângi că-ți curge rimelul? Nu, pentru că am extensii de gene aplicate. Nu, eu sunt o fire care se manifestă. Nu mi-e rușine, absolut deloc. Nu mi-e rușine să plâng, nu mi-e rușine să fiu vulnerabilă, nu mi-e rușine să fiu sensibilă, nu mi-e rușine să spun fricile mele și nu mi-este rușine să îmi arăt starea mea de pur și simplu sunt la pământ. Pentru că orice om, dacă își arate cele mai slabe puncte, este foarte curajos. În substraturi foarte adânci, dar eu asta sunt. Ce-ți lipsește astăzi? Obiectivul pe care vreau să mi-l împlinesc. Asta îmi lipsește. Care este cuvântul care te definește cel mai bine pe tine? Determinarea. Și ne-ai demonstrat-o cu vârf și îndesat. Ce nu-ți place la români? Răutatea pe care o dezvoltăm pe zi ce trece. Ai datorii? Nu, chiar nu. Ești norocoasă. Da. Majoritatea românilor au datorii. Am avut și eu, bineînțeles, dar acum sunt bine. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Spune pot și vei putea. Motivațional. Da, am primit-o de la o persoană foarte specială pe care am întâlnit-o în ultima perioadă și chiar m-a ajutat să trec peste momentele mele foarte, foarte dificile. Ce ai face cu banii dacă ai câștiga un mare premiu la un concurs? O sumă uriașă. Nu știu, momentan. Mi-ar plăcea să-mi deschid un restaurant al meu și cred că i-aș pune deoparte să strâng pentru acel vis. Îmi place foarte tare să merg la restaurant, la cafenele, mă relaxează foarte tare. Și ai zis ia să-mi fac eu lucrul meu. Da, am întâlnit prieteni care au astfel de locuri ale lor. Și sunt relaxați? Nu neapărat, doar că au locul lor de liniște. Vreau să-i cunosc dacă sunt relaxați. Nu, nu sunt relaxați. Au foarte multe lucruri pe cap, doar că atunci când ei se pun la masă și știu că este locul lor, le văd mulțumirea pe față și Pentru mine e genial și asta aș vrea și eu să simt și să am. Larisa, cine te așteaptă acasă? De fiecare dată iubitul meu și bisicul meu. Da, pe care îl vedem de asemenea pe Instagram deseori. Da. Nu aveți ce să faceți, este tot timpul acolo. Când ai spus ultima oară iartă-mă? Cred că acum 2-3 zile. Se întâmplă să îmi cer scuze din orice și mai ales persoanelor pe care eu le iubesc. Adică chiar dacă ating o persoană, eu spun scuză-mă sau iartă-mă pentru că așa sunt eu. Sau mulțumesc, spun la orice chestie. Care este cel mai mare regret pe care l-ai până acum? Nu am regrete, absolut deloc. Viața pe care am avut-o și o am, am avut momente în care am fost super dezamăgită de mine, dar am învățat din asta. Și astăzi sunt persoana de asta și sunt mulțumită de mine. E vreo întrebare pe care te așteptai să o primești și n-ai primit-o în seara asta la cină? Nu, chiar nu mă așteptam. Nu mă așteptam la nicio întrebare pentru că sunt foarte spontană eu și îmi place să fiu sinceră din toate punctele de vedere și cred că a fost o seară foarte, foarte plăcută, pentru mine cel puțin, cu oameni deosebiți și vă mulțumesc. Noi îți mulțumim foarte, foarte mult. La mulți ani, să fii sănătoasă, să-ți meargă bine la Jocurile Olimpice de la Tokyo și să te întorci victorioasă. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența la cină, îți ținem pumnii strâns, strâns, să te întorci acasă cu bine și cu aur la gât. Doamne ajută, vă mulțumesc și sper să ne bucurăm cu toții. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit și în această seară. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot sâmbătă, ora 21, la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Miele. Ne revedem săptămâna viitoare!